Bună ziua, dragii mei! Bine v-am găsit la o nouă rețetă. Rețeta de astăzi se numește sarmale în foi de viță și cu sos de măcriș. Haideți să vă arăt ingredientele. O să avem nevoie de următoarele ingrediente. Prima dată am aici carne de porc, dar am foarte puțin, decât 400 de grame. Am o roșie întreagă, jumătate de ardei capia, o ceapă. Aici am foarte puțin, 50 de grame de orez. Și bineînțeles, aici am frunzele gata pregătite de frunză de vie, se numește. Și mărar, bineînțeles, verdeață. Și aici am o legătură de măcriș care o să fac sosul cu ea, dar sosul vă arăt separat. Deci după ce am umplut sărmăluțele, le-am tăiat, le-am dinstuit și le-am preparat, le învelim. Ultima dată vă arăt sosul de măcriș cum se face. Vă mai spun ce trebuie lângă ea și vă arăt. Acum vreau, știți de ce? Eu am mașină de... Și bineînțeles o să avem nevoie de sare, piper. Eu nu o să pun acum cimbru, am, dar nu vreau să pun. Vreau foarte simplă să le fac și... O să vedeți, foarte gustoasă. Eu am aici carne de porc, nu mai am carne tocată, dar am carne de porc pentru, deci din pulpe de porc. Eu am tăiat-o, am condimentat-o pentru șniță. Dar nu mai fac șniță, m-am răzgândit, uitați. Și o să le tai așa, vreau să vă arăt ceva, așa cu cuțitul, foarte subțire, că asta e tăiat subțiri și bătut. Și eu le tai fâșii așa, dacă vedeți, și de la fâșii subțiri le tai așa cuburi micuțe, micuțe, că nu sunt multe și imediat le fac cu mâna. Nu mai scot mașina să macin, să o spăl, să o pun apoi. Deci pentru atâta carne nu se merită. O tai cu cuțitul că, știți de ce, e și mai bun, și mai gustos și să simte carnea mea. Și cum v-am spus, nu-i mult, e foarte puțin carne, deci nu necesită. Acum aveți, Doamne, pentru un pic de carne să măcinăm. Na, se poate face și așa. Cine dorește face așa, cine are carne tocată, face cu carne tocată, că se poate, nu se întâmplă nimic. Eu vă arăt varianta mea, cum e mai bine pentru mine, mai simplu, mai ușor și adevărul și mai gustos. Deci, puteți, dragii mei, să tăiați cu cuțitul. Uitați-vă aici ce frumos, mărunt, uniform, subțiri, așa. El zice că nici nu știi dacă e tocat sau e tăiat cu mâna, să știți. Și așa o să procedăm, dragii mei, cu carnea. Le tăiem cu cuțitul. Și după ce am tăiat carnea, o să tai spăltocătorul, tai ardei, roșiile și ceapa. Și atunci le călim pe foc. Deci asta o să fie. Ați văzut cât de ușor mere? Adevărul că... Mere foarte bine, ușor, repede, nu durează mult, mai repede o tai decât să o maci. Și să vedeți ce bunătate facem, nu facem foarte mult, nu are rol, dar facem. Și să vedeți ce bun e sosul de măcriș. Deci se poate și dacă cumva n-aveți, că nici eu n-am avut și eu am primit frunzele de vie, că via noastră e micuță, abia are două frunze și m-a dat cineva și îi mulțumesc. Să știți că se poate în cască, dar na, ăsta e specific măcrișul pentru ăsta. Dar se poate, dacă cumva n-aveți frunză de vie, se poate și... Să înveliți în varză, dulce, și să face sosul ăsta peste, că și cu aia iese nu bună, foarte bună, să știți. Că nu toată lumea are acum frunză, nici eu n-am avut, dacă nu primeam,
Deci nu puteam să fac, că n-aveam. Am acolo un pic de vie, dar nu ca să culeg frunză după ea, că abia are 2-3 frunzuță. Da. Și uitați așa, vedeți ce fain s-o tăiat. Cubulețe, mai am puțin și mi-s gata. Și atunci cu carne am gătat, o să încep la legume. Mere foarte repede. Și să știți că și sarmale când fac și nu am carne tocată, dacă am, normal, fac din carne tocată și am carne din asta de lucru sau ceva carne acasă și, cum am spus, vreau să fac ăsta, de multe ori, că e mai bun, e mai ăsta. Noi le tăiem cu cuțitul, la noi e un obicei să tai carnea cu cuțitul. Poate o să-mi spuneți că n-ați mai văzut sau nu faceți sau nu știu, no, depinde de ăsta, da? Noi tăiem des cu cuțitul, ca să știți, la sarmale. Ați văzut? Uitați! Mai am foarte, foarte puțin și deja am gătat câteva minuțele și am și tocat, dragii mei. Ați văzut? Și uitați ce fain e tocat. Și carnea asta e chiar e faină că e bătută, e pregătită deja pentru, cum am spus, e condimentată, e faină. Deci o să aibă un gust foarte bun, fiindcă carnea a fost condimentată de înainte și pregătită și o să aibă un gust foarte bun. Și când punem și ceapa, ardei, roșiile le dinstuim, să vedeți cum o să fie. Deci asta e tot. Ați văzut? Am și gătat cu carnea. Și, cum v-am spus, nu punem foarte mult, că știți că îmi place, dar e adevărat că nu prea mai am ceapă. Și nu punem foarte mult ceapă, dar le tăiem foarte, foarte măruntă. Așa. Nu o să rămână așa. Și după aia le tăiem și roșia și ardei. Și atunci vine un pic călit, nu mult, foarte puțin împreună. Vedeți? Asta le tăiem foarte, foarte mărunt. Ca să nu trebuie să dinstuie foarte mult. Și nu bag foarte mult. Bineînțeles, le punem aici. Am și gătat și ceapa. După cum vedeți, ceapa este gata, tăiată, bineînțeles. O punem în băluț și o să tăiem ardeii.
După cum vedeți, le tocăm și ardei foarte, foarte mărunt. Așa. Aici avem decât jumătate de ardei. Ajunge, nu trebuie să fie numai ardei. Un pic acolo să dea gustul. Că v-am spus că nu facem foarte, foarte mult. Și acum, bineînțeles, mai avem o roșie, să o gătăm și cu asta, să fie tocat tot, să nu mai avem, aici nu mai are, că am scos asta. Și le tăiem tot așa, cuburi foarte subțiri și foarte micuțe, așa. Nu luăm miezul, că nu îi strică. Așa. Mai avem asta jumate și tocăm repede și un pic de verdeață ca să nu mai trebuiască să folosim tocătorul la nimic, să fie tot tocat. Ați văzut? E gata. Asta trebuie aruncat. Și acum mai am zis că mai toc decât mărarul. Să știți că e mărarul e spălat. E prea mult. După cum bine vedeți, am curățat și doi căței de usturoi. Uitați, le tocăm foarte, foarte mărunt. Așa. Atât. Și o să punem și usturoiul chiar aici, cu roșii, cu verdeața, cu tot. Și acum o să vă arăt, o să le călesc împreună tot și vă arăt cum le umplu. Și separat vă arăt și sosul. Deci punem ceapa, acum, dragii mei, vă arăt cum călim. Deci am pus ceapa. Deci în ala asta eu am fript carne și așa cu, nu-i murdară, e așa de la carne. Eu am vrut să rămână untura aia, ați văzut, nu-i mult, e numai exact gustul ăla de prăjeală, vedeți? Uitați, vedeți că se ia. De ce gust bun o să aibă. Așa. Acum punem și carnea.
sarnea peste ceapă. Așa. Vedeți că se albește. Acum punem verdeața, roșiile și ardeii. Așa. Și orezul. Bineînțeles, o să punem sare, piper. O condimentăm. Am aici lingurița. Punem o linguriță de sare. Și jumate de piper. Uitați așa. Aici, dacă vedeți, am frunză de la o hărpăngică și din jos, vedeți, am un pic de cimbru ce m-a rămas, atât am mai găsit. Nu mai am, trebuie să cumpăr. O punem și pe aia. Atât. Amestecăm și oprim focul. Și asta e umplutura, să poate umple frunzele. Și o să vă arăt și cum le umplu frunzele. Și separat vă arăt sosul. După cum vedeți, am pregătit aici frunza de vie, spălată, pregătită. Umplutura, uitați, e pregătită. Deci o să le învelesc, știți că eu nu învelesc în mână, le învelesc pe tocător. Nu că nu știu, dar nu vreau. Și luăm umplutură, am și frunză mare și frunză mici, am să știți. Și punem așa în mijloc. Eu așa fac. În doi aici așa, ăsta e mare, dar stați că o să am micuțe. Și bineînțeles, așa, le împătur. Așa trebuie să arate. Asta e mare, cum v-am spus. Uitați, acum am una mică. Să vă arăt. Că nu-s la fel frunzele. No, eu nu-s de vină, că normal... No, acum e. Dar să vedem dacă pot să fac pasta mică. La aia mare, no, oricine poate. Uitați. Așa. Eu așa le îndoi, nu știu dumneavoastră cum faceți, eu le îndoi capetele și bineînțeles după aia le îndoi aici marginea. Să știți că e cam greu. Așa. Vedeți? Și cum v-am spus, am și mari și mici acum. Nu-s la fel, aș fi vrut să fie la fel, că mi-era pentru mine mai ușor, dar cum o dat-o Dumnezeu, mulțumim, așa cum îs. Punem o lingură bună, îndoim capetele, cum v-am arătat, și sucim frumos, așa, să nu iasă. Așa, cât de strâns. Ce s-a întâmplat? Asta o să las la urmă, că cred că
O să schimb frunza, că e prea de tot, prea micuță. Și așa continuăm până gătăm toate compoziția asta. Punem nu mult, cum v-am spus, puțin. Arată ca bambusul. Așa trebuie să arată, mama. Și învelim. Mere greu, că, cum v-am spus, frunzele sunt micuțe. După cum vedeți, cum v-am spus, avem frunză și mari și mici. Aia mici e mai greu de împăturat. Acum asta este, n-avem ce face. Așa. Ați văzut, așa luăm o linguriță micuță, așa, și luăm capetele, punem peste și aici, cât de strâns. Merem până la capăt. Dacă mai rămâne un pic de vârf, o punem aici. Atât, așa. Nu o să, cum v-am spus, că v-am spus de înainte, nu fac foarte mult. Să știți că e migăleală cu ea, e micuță, e de lucru cu ea și să știți că vă fac pentru voi ca să vă arăt. Așa că n-aș vrea să comentați. Mihai, îmi place să... Da, nu sunt perfecte, da, eu știu, nu sunt perfecte, nu așa, nu așa, știți cum e. Fiecare om face după cum știe și cum poate și după posibilități. Să nu uitați lucrul ăsta, fiecare om face în felul ei. Eu nu fac ca dumneavoastră, dumneavoastră nu faceți ca mine. Așa că o să fie foarte multe comentarii frumoase, eu zic. Și de bun augur. Și vă mulțumesc. Nu glumesc cu voi, dragii mei. Chiar acum, sincer, eu știu că o să fie normal care o să-mi zică câte ceva, dar le mulțumesc. Nu e nicio problemă. Eu așa le fac. O să vedeți că nu oricine face cu sos de măpriș și foarte, foarte bun. O să vedeți ce bun o fi. Uite ce faini. Îmi place că sunt așa micuțe, abia le învelesc. Nu sunt obișnuită cu așa mici. Dar nu mai avem mult, mai un pic și am și gătat. Că v-am spus. Facem numai așa să gustăm, nu să ne săturăm. Mai, nici nu știu, o să le numărăm. Să țineți minte cât am făcut. Mai o să-mi iasă asta și încă una și gata.
Nu o să intră. Hai să vedem o frunză mai mare. Nu, niciuna nu e mai mare. Care e mai mare? Nu punem tot. Așa. La ultima nu pot să bag capătul. Și așa. Și acum, bineînțeles, asta o să le punem la spălat tot. Vreau să le numărăm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21. 21 de bucăți. După cum vedeți, le-am păturat, le-am pus în oală, frumos le-am clădit și acum lăsăm la fiert până să fierbe. Trebuie cel puțin o oră să fiarbă. După o oră, după ce s-o fiert, vă arăt cum se face sosul și o servim. Atât. Și, dragii mei, acum vă arăt cum fac sosul de măcriș. Deci, sărmăluțele în foi de viță e pe foc, imediat. Până fac sosul să fierbe și aia. Și atunci, până atunci eu fac sosul, pe când se gata sosul, numai să vi-l pun în farfurie să vi-l prezint. Cum vedeți, o să avem nevoie de următoarele ingrediente. Vă mai spun o dată. V-am spus, dar vă mai repet o dată. Măcriș, aici eu am două legături, le-am ales, le-am spălat, le-am pus pe tocător, că o să le tai așa un pic mai mari și le opăresc, bineînțeles. Am jumătate de litru de lapte, am jumătate de lămâie, am două lingurițe mici de făină, am scos blenderul, că o să da, opăresc măcrișul, le opăresc în apă cu sare și o să dau prin blender, să fie fin sosul. Și o să avem nevoie, cum v-am spus, de sare și piper. Atât. Acum, cum vedeți, e spălat, e ales. O tai așa. Oricum o să vină blenduit, da? Ca să nu fie întreg, le tai așa. Am pus un pic de apă ca să se opărească. Că o să vedeți cum facem. Deci, eu le-am tăiat acum așa, mai mari, și le punem în apă cu sare ca să deie un clocot. După ce o dat un clocot, o pun în blender și o blenduiesc. După aia, o să pun în tigaie un pic de... Bine, cine are unt, să pună unt. Eu pun ulei. Pun un pic de ulei, pun asta două linguri de făină, pun măcrișul, și laptele. Și după aia condimentăm, bineînțeles. Sare, piper și stoarcem jumătate de lămâie. Și lăsăm să fiarbă la foc încet. Facem un sos de măcriș. Foarte simplu, foarte delicios. Asta e tot sosul. Eu v-am spus rețete simple, nu complicate. Așa că asta e sosul. Așa facem. Acum. Cum vedeți, apa fierbe. Cum am spus, punem în ea un pic de sare, nu mult, o picătură, să nu fie chiar fără sare. Uitați așa, jumătate de linguriță, vedeți? Jumătate de linguriță. Și acum punem măcrișul. Deci puțin apă, nu vreau mult, că
vine blenduit și vine rantașul făcut cu lapte, nu cu apă. Atâta apă ca să se pot opări un pic și ca să blenduim. Vedeți? Uitați, schimbă culoarea. Ați văzut? Mai lăsăm un picuț. Așa. Uitați-vă aici, din verdele ăla deschis, s-a făcut un verde pal. Vedeți? Atât. Și acum o să le pun în blender. După cum vedeți, am și blenduit. Uitați, așa arată, ca un sos. Dar bineînțeles, facem rantașul, deci făina cu laptele și eu nu m-am blenduit. Și v-am arătat. Așa. Așa arată, foarte gros. Și acum merem să punem făina și să facem sosul. Cum vedeți, uitați, am pus un pic de ulei, punem făina, deci aici ai două lingurițe mică din aia de mâncat, ras. Așa. Topim făina. Așa. Punem repede sosul peste și laptele, bineînțeles, clătărim. Și amestecăm și o facem la consistența care o dorim noi. Uitați, așa arată sosul. Acum, bineînțeles, punem în ea un pic de sare, nu mult, că am pus și în apă, știți. Un pic de sare, un pic de piper, așa, un pic de piper, vedeți? Și storcem zama, uitați, de la asta să țin să nu ia, să intră sămânța, de la jumătate de lămâie, așa. Am stors și zama de lămâie, amestecăm și dacă e prea gros, mai punem un pic de lapte. Că vedeți că e gros. Mai punem lapte. Așa. Îi dăm un clocot. Gustăm dacă mai are nevoie de condimente. Și asta e tot sosul. Uitați, vedeți ce fain e? N-are cocoloșe, nu ăsta, nu vreau să fie nici gros-gros, dar nici subțire să curgă. Deci așa e, eu zic că e potrivit. O golim într-un. Nu pun peste, că o să pun lângă. E foarte bună, e acrișor. Așa arată sosul, cum au primat ragazul și o să servim lângă sărmăluțe. Dragii mei, așa o ieșit, așa arată. Uitați ce fain s-o fier, s-o umflat și ăsta e sosul de măcriș. Eu aici am mai pus peste ea un pic de smântână, dar puteți numai, uitați, sosul ăsta de măcriș foarte acru, bun, e o bunătate, credeți-mă, e foarte bună. Încercați și voi, că chiar nu o să vă pare rău. Ați văzut cum se face, e foarte bun, nouă ne place, așa o să mâncăm. Vă doresc poftă bună, dragii mei, și vă rog să încercați să îmi spuneți dacă v-a plăcut. E foarte bun, să știți. Eu vă spun poftă bună și la revedere!